Cândva, odată, Cuza Vodă călătorea cu primul său ministru Mihalache Cogălnicianu către turnul Severinului. Pentru întâia oară, alesul nației românești, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, trecea Oltul. La o stație, unde careta domnească și caleștile suitei trebuiau să schimbe caii, călătorii noștri dăteră peste o scenă destul de neplăcută, mai ales pentru dânsii care, tot drumul până aici, se deprinseseră cu strigăte și aclamațiuni vesele. Cât durează schimbarea cailor? Cel mult o jumătate de ori, Maria ta. Mai vrea să ne plimbăm nițel pe jos, Mihalache, dragă? Ne mai desmorțim picioarele. Decât să stăm pironiți în pridvorul aista... Maria ta, dar... Dar ce? Ar trebui să vadă mai întâi ghiotantul Măriei tale ce-i pe afară. Pe afară sunt oameni, ca mine și ca domnia ta. Ieșim așa pe nepusă masă. Nu era orânduit. Mai bine că nu era orânduit. Ne plimbăm ca doi simpli cetățeni și atât. Uite, de aici la fereastră se vede un drumea de sfântor spre pădure. Cine-o fi? Nu cumva au și schimbat caii, mi-ar pare rău. Stai să văd eu, Maria ta. E feciorul meu de casă, Matei. Zice că are o rugăminte pentru Maria ta, nu pentru mine. Adu-l încoace. Te pomenești că vine cu vreo jalbă împotriva domniei tale. Intră, Matei. Rog mila Măriei tale să mă ierte. Ei, măi, românule, ce necazuri ți s-au iubit? Eu n-am niciun necaz, păcatele mele, dar... Ia afară o slujnică de la han care roagă în genunchi să fie primită de Maria ta. Zice că are o plângere. Pentru asta îl tulbură pe domnitorul Alexandru Ion Cuza? Se dea ghiotantului. Sau stai că vin eu să... Nu, stăpâne, nu te supăra. Ea n-are jalbă scrisă. Femeia vrea doar să se plângă la domnul țării. Zice că e ceva grabnic pentru dânsa. Mă duc eu să văd Maria ta. Nu, domnule Cogălnicianu. Matei, adu-o înăuntru. Să auzim ce năpas are femeia. Da, bă. Intră, femeie. Săru dreapta, Maria ta. Săru dreapta, Maria ta. Stai, ridică-te, liniștește-te și spune-ne ce-i pe inimă. Mă rog de iertare că am îndrăznit a veni aici. Am auzit însă că ești un om drept și milostiv și nădăjduiesc că nu o să te superi pe mine. De ce să mă supăr? E unul din slujbașii Măriei tale. Eu împotriva lui mă plâng. E vorba de unul din ofițerii lui Vodă? Da, luminația ta, da. Și de-aia mi-e teamă, că de el e ofițer, iar eu sunt o femeie proastă și nu știu pe-al cărui cuvânt vei pune Maria ta temei. Un femeie te îndoiești de dreptatea Măriei sale? Cum poți să vorbești așa? Nu, eu n-am zis asta, Maria. Femeia are temerile ei și pe bună dreptate. Destul care curajul să le rostească. Așa, luminiță. Căci mie îmi place. Să o lăsăm să-și spună păsul. Vorbește, femeia. Hai, spune, cine e slujbașul și ce nemulțumire contra lui? Spune. Bate, Maria, da. Bate? Îi bate fără milă, îi bate pentru cea mai mică greșeală. Cu gârbaciu, cu cureaua, îi bate. Pe cine bate? Pe toți cei de subordinele lui. Băieții de la grajd, vizitii, argați. Dar cine-i bătăușul acela? Capitanul de poște. Chiar capitanul, el? Chiar el, Maria ta. E om rău și sălbatic. Le caută pricină din orice. Eu n-aș fi putea să vă tulbur dacă n-ar fi vorba de fratele meu. El e grăjdar la stația de poște de aici. Se mișcă mai încet. Așa e firea lui, dar să știți că la coton o gii de câteva ori domnul capitan până acum. Uite, azi nu știu ce i s-a părut că a greșit fratele meu, că l-au ocărâșit. Și pe urmă i-a zis... Ce? Pe urmă i-a zis să se înfățoșeze la el după plecarea luminăților voastre. Și asta știu eu ce înseamnă. Înseamnă că vrea să-l dojenească pe semne ca să fie mai cu băgare de seamă altădată. Nu, luminăția voastră, nu! Pentru noi nu se umblă cu dojana. Domnul capitan o să-l întindă pe fratele meu la scară și o să pună să-i tragă cu gârbaciul la spate cât o putea îndura. Nu, asta e o cruzime fără de seamă. Nu pot să cred că mai există asemenea neravuri. Domnule Cogălnicianu, să fie chemat aghiotantul meu. Îndată, Maria, da. Cum îi zice fratele dumitale femeie? Badea, Maria ta, badea, Ion. Badea, bine. Îmi apoiază-te la treburile dumitale. Și nu mai fi îngrijorată. Voi sta de vorbă cu capitanul de poște. O să-i punem în vedere să scoată bătaia din deprinderile lui. Fii liniștită. Îți mulțumesc, Maria ta. A sosit aghiotantul, Maria ta. Să intre, aghiotantul. Îți mulțumesc din inimă, Maria ta. Îți mulțumesc, Maria ta. La ordin, Maria ta. Adu-l aici pe capitanul de poște. Îndată, Maria ta.
E de necrezut, dragă Mihalache. Cât o să mai îngăduim obiceiul ăsta sălbatic? Atunci să facem o reformă, măria ta. Trăim doar epoca reformelor. Scoatem o lege contra bătăii. Să nu mai fie voia îi bate pe inferior nici în armată, nici în viața civilă. Nu ajunge, Mihalache, dragă. Cum nu ajunge, măria ta? Bătaia e un nărav cu rădăcini vechi. Nu o să fie ușor de înlăturat. Tocmai de aceea e nevoie de o lege. O lege cu pedepse strașnice. Numai cu pedepse foarte aspre vom putea stăvili năravul aista urât, măria ta. De. Numai pedepsele nu o să fie de folos, oricât de aspre ar fi. De ce, măria ta? Deprinderea aiasta barbară trebuie combătută cu multă iscusință. Intră! Capitanul de poște așteaptă ordinul măriei sale. Poftește-l. Îndată, măria ta. Să trăiți, măria ta! Sunt capitanul Eremia Petre, comandantul stației de poștă numărul 5. Da. De când comand stația aiasta, capitane? Un an de zile, măria ta. Câți oameni ai în subordinele dumitale? 27, măria ta. Pățești ceva necazuri de pe urma lor? Nu, măria ta. Pe doar nu-l fi toți niște zmei. Pe cei mai nepricepuți sau pe îndărăt, nici cum îi strunești? Mai cu vorba bună, mai cu dojeam. Mai cu bătaia? Nu, măria ta. Doamne ferește, eu nu mă împac cu bătaia. Așa, o palmă, două sau o urecheală, recunosc că trebuie mai scad, dar îmi pare rău. Tot eu mă duc apoi și iau cu binișorul, că știți, vorba dulce, multă dulce. Pot să dau crezare spuselor dumitale, domnule capitan? Ești ofițer și cuvântul dumitale atârnă greu. Vă dau cuvântul meu de ofițer, că spusa mea e adevărat. Da. Ai în subordine un băiat, Bade Ion? Da. E unul dintre grăjdari. Am auzit că te-a supărat în dimineața asta. Ce greșeală a făcut? N-a așezat hamurile bine pe înaintași. E o nebăgare de seamă de care se putea întâmpla cine știe ce, măriei tale. Și cum l-ai pedepsit? N-am apucat să-l pedepsesc, măria ta. I-am zis să vie la mine după plecarea mărilor voastre ca să-l dojenesc. Aha, nu ca să-l bați. Să-l bați? Vai de mine, măria ta. Păi dacă era să-l bat, îți minteam pe loc. Nu mai așteptam să treacă mânia. Știi că la urechea măriei sale au ajuns plângeri că ești bătăuș. Bagă de seamă, ofițerule, bătaia este oprită cu desăvârșire. Dacă te dovedim vreodată că ai mințit și că schinjuiești oamenii, va fi vai de pielea dumitale. Sunt om în toată firea, domnule Cogălnicianu. N-am bătut nici până acum și n-am să fac asta nici de aici înainte. Capitane Eremia, porunciți, măria ta. Eu mă încred în cuvântul dumitale. Ia aminte că aiasta nu-i puțin lucru. Știu, măria ta. Și vă mulțumesc pentru încredere. Bine, s-au schimbat caii. Când putem porni mai departe? Căleasca e gata. Am cercetat totul cu deamănântul. Puteți pleca în orice clipă doriți. Bine, atunci să pornim de îndată. De acord, domnule Cogălnicianu? Desigur, măria ta. Să mergem, deci. Îmi pare rău de plimbarea pe jos. N-am mai apucat să o facem, Mihalache, dragă. Nu-i nimic, măria ta. O să o facem la întoarcere. Măria ta, eu alerg să trec căleasca la scară. Bine, bine, capitan. Ce zici, Mihalache, domnul ăsta? O fi sincer. Eu știu, măria ta. Vorbea cu atâta seriozitate încât nu-l putem învinui cu nimic. Care dintre cei doi minte? Femeia care a venit să-l părască? Sau el care s-a apărat cu atâta hotărâre? Iată un răspuns tare greu de dat. Poate că și femeia aceea a umflat lucrurile. Vrând să ne trezească mila pentru fratele ei, l-a făcut cât mai negru pe capitanul de poștă. Tot ce se poate, Maria. Vrei să le spui ceva acestor oameni, măria ta? Ce să le spun? Doar câteva cuvinte de mulțumire. Liniște, oameni buni! Domnitorul vrea să vă vorbească. Să ne trăiești, măria ta! Să ne trăiești, măria ta! Frați români, vă mulțumesc pentru frumoasa primire pe care mi-ați făcut-o. Am băgat de seamă că pe aici trăiesc gospodari harnici pe care îi laud din toată inima. Vă doresc spor la treabă și sănătate la toți! Să ne trăiești, măria ta!
Locotenente! Maria ta? Chiamă-l încoace pe capitanul de poște. Domnule capitan, poftești pe la Maria ta! Poruncă, mărite doamne! Să ții minte, capitan Ieremia, că ți-ai dat cuvântul de onoare. Nu care cumva să aflu că ți l-ai călcat. Îl voi păzi cu sfințenie, Maria ta! Gata, puteți porni! O vezi, Maria ta, femeia care a venit cu plângerea, uite-o acolo pe prispă, n-ați zice că ne privește cu blândețe. Încep să cred că temerile ei erau neîndreptățite. Prea ar fi mare prefăcătoria din partea capitanului de poștă și prea josnică purtarea lui. În orice caz ne trebuie o lege, o lege care să oprească sub pedeapsă cruntă bătaia. Eu zic că nu e bine să mai întârzie, Maria ta. Printre reformele la care ne gândim, musai să o introducem și pe asta. Un popor trebuie să șteargă din moravurile sale asemenea deprinderi barbare. Eu nu văd încă putința aplicării unei asemenea legi. De ce, Maria ta? Oh, mihalache, dragă. Gândește-te că sunt deprinderi seculare. Ignoranța în care a fost ținut poporul, lipsa sensului datoriei, mai apoi și incapacitatea omului de a se dezbăra de un șir întreg de obiceiuri. Nu, nu, nu. Cred că numai legea singură n-ar avea niciun efect. Nu o să putem stârpi bătaia câtă vreme nu o să deschidem mințile oamenilor. Săranul nostru suportă de sute de ani să fie bătut de boieri, de arendași, de bătafi. Nu lege ne trebuie, ci o altă mentalitate a omului din popor. Acel grăjdar Badea Ion n-ar trebui să se lase bătut ca un animal de către capitanul de poște. Mă îndoiesc că protestele lui ar avea vreo valoare câtă vreme nu există o lege care să-l apere. Dar nici legea fără o mișcare din partea lui Badea Ion nu duce la nimic, să știi. Până una alta, rămânem la părerea că nici capitanul de poște nu e un bătăuș, așa cum zice femeia. Încurcată treabă, amândoi păreau sinceri. Da, și totuși unul din ei mințea. Asta fără doar și poate. Și n-aș da să aflu de care parte e adevărul. Ah, ia stai. Ia stai, sesele. Fă-i semn vizitiului să oprească. Am o idee. Să vină adiotantul. Mihalache, ne întoarcem. De ce, Maria ta? O să aflim îndată. Părunciți, Maria voastră. Spune-i vizitiului că facem cale întoarsă spre stația de unde am plecat. Suita rămâne aici și ne așteaptă. Dumneata ne însoțești călare. Am înțeles, Maria. Stai. Vizitiul să oprească mai înainte de stație, cam la vreo 100 de metri. Și se facă pe cât poate mai puțină gălăgie. Prea bine, Maria. Ai priceput, domnule Cogălnicianu, de ce fac aia asta? Cred că am priceput, Maria ta. Să ne dăjduim că nu ne-am înșelat asupra acelui om. Nu pot să știi niciodată. Deși după felul cum vorbea capitanul de poște, eu am înclinat să-i dau crezare. Oricum ar fi, Maria ta, eu rămân la părerea că legea asta e trebuincioasă. E o reformă în spiritul secolului. Lumina civilizației a pătruns și pe meleagurile noastre. Nu mai putem admite năravuri care să ne coboare ca nație conștientă. Sunt în același gând cu dumneata, Mihalache, dragă. E o reformă care ne trebuie, dar... Uite că a oprit. Ce porunciți, Maria voastră? Careta rămâne aici. Eu, cu domnul Cogălnicianu și cu dumneata, mergem pe jos. Prea bine, Maria ta. Vă urmez. Nu o să ne prinde rău puțină mișcare, Mihalache. Tot n-am apucat să facem plimbarea pe care mi-o propusesem. Ce or să zică toți cei de la stație de poștă când or să ne vadă ivindu-ne așa din senin, domnitorul țării și cu primul ministru venind pe jos ca niște... niște drumeți săraci. Or să rămână cu gura căscată. S-o luăm pe poteca asta, înălțimile voastre. Da. Ne duce drept în spatele poștei. Bine, bine, foarte bine. Mărește pasul, domnule Cogălnicianu. Ești cam încelat drum. Reumatismele, Maria ta. O explicație totuși va trebui să le dăm oamenilor. Cred că domnul țării poate fi scutit să dea explicații atunci când vine într-o inspecție. E drept. Eu mă gândeam însă... Ia taci. Ce se aude, domnule adjutant? Vaie-te, Maria ta. Vaie-te și lovituri. Să grăbim pasul. Uitați-vă, îl bate pe tânărul acela. Capitanul de poștă și nenorocitul de grăjdar. Îl croiește cu gârbaciul. Aleargă și oprește-l, domnule adjutant. Uite, Maria ta. Hai! Oprește-te! Ce zici, domnule Cogălnicianu, de omul nostru? Blând ca un mielușel, nu? Vezi că năravurile nu sunt ușor de stârpit? Eu n-am decât o singură mângâiere, Maria ta, că ne-am înșelat amândoi. Ce făcea aici, domnule capitan? Aud?
Cum te cheamă, băiete? Bade Ion, Mărie. De ce te bătea? Zicea că am așezat prost hamurile la caleașca Măriei tale. Și adevărat? Da, fiindcă domn capitan mă grăbise și era zor mare. Dar pe urmă le-am îndreptat. Câte ți-a tras până acum? 12, Măria ta. Și câte mai urma să primești? Încă 13, Măria ta. 25 cu gârbaciul la spate. Asta e pedeapsa obișnuită, nu, flăcăule? Da, Măria ta. Ce ai de zis, domnule capitan? Mă rog de iertare, Măria ta. Sunt vinovat, recunoaște. Grăjdarul a păcătuit foarte tare din pricina mea atenției lui putea să pățească. Cine știe ce, Măria ta, să... Asta m-a scos de fire și... Da, mai știu ce fac, da. De ce minți? Greșeala băiatului o știai. Doar despre ea am vorbit cu dumneata mai înainte. Și doar în sus dumneata ne-ai făgăduit că nu-l vei mai bate pe vinovat. Da, Măria. Rămăsese stabilit doar o dojană verbală. Da. Nu, domnule Cogălnicianu. Așa a făgăduit dumnealui. Este adevărat sau nu? Răspunde. Da, Măria ta, greșit, recunosc, e un păcat mai vechi la mine, de care... E un rav, dacă dezbărăm noi de el. Domnule Cogălnicianul, omul aista va fi destituit pe loc din slujba de capitan de poștă. Măria ta! Până de seară își va face bagaje și va părăsi locul de aici. Domnule adiutant? Poruncă, Măria ta! Dar rămâi ca să îndeplinești dispozițiunile domnului prim-ministru. Mulțumesc. O să ne ajungi de urmă la Severin. Prea bine, Măria. Și încă ceva, dacă acest fost capitan de poștă se mai leagă de cineva până pleacă, îl arestez imediat. Am înțeles, Măria ta. Vino, domnule adiutant, am să spun două cuvinte pe tot. Du-te de aici, Maria, du-te de aici și ia aminte. Maria. Dacă te mai aflu pe unde vei fi, că umbli tot cu bătaia, te trimit la ocnă. Au înțeles? La ocnă, în lanțuri te trimit. Am înțeles. Pii din casa mea. Maria ta, Maria ta. Cine? Măria ta. A, în genunchi și sărut dreapta, Măria ta, pentru că te-ai milostivit și pentru că... Nu, no, ridică-te, femeie, ridică-te, ți-am mai spus, nu trebuie să-mi săruți mâna. Măria ta, ai făcut. Îmi pare rău că nu te-am crezut pe cuvânt, dar îți promit că nu o să se mai întâmple. Îți mulțumim din inimă, Măria ta, îți mulțumim că te-ai îngrijit de noi. Gata, Măria ta, am bătut telegramă la București. Mâine dimineață sosește aici noul capitan de poștă. Bine, domnule Cogălnicianu. O cunoști pe femeia asta? Desigur, e sora grăjdarului. Eu zic că s-ar cuveni să o omenim cu câțiva galbeni. Ar fi o mică alinare pentru suferința îndurată de băiat. Drept este, Maria ta. Cine femeie? Să rămână, să rămână, vă mulțumim. Să trăiești, Maria ta, să trăiești. Stai parte de viață lungă și de bucurii. Du-te, du-te. Să trăiești, luminăția ta. Să trăiești. Și acum să pornim spre caleașcă, domnule Cogănician. Am repezit un călăreț ca să o aduc încoace, Maria ta. Da, m-ai lipsit iar de o mică preumblare. Mă întreb, Maria ta, cu te-ai încredințat? Despre ce? Despre trebuința unei legi aspre. O lege care să oprească bătaia, să o oprească sub cele mai strașnice pedepse, așa cum am mai spus. Da, Mihalache, dragă, de asta nu mai încape vorbă. Rămâne să cu îndoiala mea de care ți-am pomenit. Nu văd încă putința aplicării acestei legi, câte vreme n-am schimbat ceva și în sufletele oamenilor. Cred că schimbarea asta o să vină de la sine. Din moment ce noi recunoaștem demnitatea omului, o recunoaștem și o consfințim și prin legea asta. E o reformă absolut trebuincioasă, Măria ta. Crezi? Ba, sunt sigur, Maria. Bine. Bine, Mihalache, dragă, bine. O să o facem și pe aia asta. Așa cum zici. Au ajuns cu bine și cu sănătate la Severin, călcând de la Olt și până la podul lui Traian, pe flori și aclamați de un popor întreg. Lume multă, paradă, entuziasm, banchet, luminație. Seara, în sfârșit, într-un târziu, cei doi luștri amici sunt la gazdă împărtășindu-și impresiile. Cu tot zgomotul și entuziasmul, vodă n-a uitat discuția de cu ziua. Ostenit, Coane Mihalache. Cam ostenit, Maria ta. De azi dimineață ținem într-una cu forfăta, cu alergătura. Da, dar sunt clipe neasemuite, Mihalache, dragă. Mi-au plătit toseneala cu vârf și îndesat. Acum o să ne odihnim în voie până mâine dimineață. Ne așezăm la halat și papuci. Eu nu
obișnuiesc, Maria. Ce nu obișnuiești? Nici halat, nici papuci. Păi cum așa? Da, așa m-am deprins. Dimineața cum mă scol, mă încalț și mă îmbrac din cap până în picioare. Și rămâi astfel toată ziua? Da, Maria. Păi și aici stai un nărav la domnia ta. La ce oră o porni mâine? La cât poruncește, Maria ta? Eu zic să o luăm de vreme ca să terminăm până la amiază. Avem de făcut inspecții la toate autoritățile locale. Să zicem... ora 7:30 o socotești potrivită? Da, desigur. Asta înseamnă că la ceasurile 7 să fim în picioare. Ți se pare prea de dimineață? Nu, no, nici de cum. Avem tocmai timpul ca să ne îmbrăcăm. Așa zic și eu. Pe domnia ta cine te trezește? Feciorul meu de casă, Matei. Așa, eu o să-i spun aghiotantului. De altfel văd că odăile noastre sunt despărțite pentru ușă. O să ne auzim reciproc când ne trezim. Va trebui să ne curețe slugile, încălțările și straile că s-au cam prăfuit. Da, o să-i poruncesc lui Matei să se îngrijească de aia asta. E, atunci noapte bună, Coane Mihalache. Noapte bună, Maria ta. Noapte bună. Matei! Matei, băiatule! Vino înăuntru. Care-i porunca să vede? Mâine Maria sare treabă cu mine dis de dimineață. Deci musai să mă trezești de vreme. La câte ceasuri? La 7 ceasuri. M-ai auzit? Da. Vezi că sunt răpus de oboseală și că dorm greu. Tragi de mine până mă scol. Uite, ia ciubotele și hainele și să fie gata curățate când mă uit trezi. Da. Deci ne-am înțeles. Când pendula va bate 7 ceasuri, tot atunci bați și tu la ușă. Am înțeles. Nu care cumva să fie Maria Savodă gata de drum, iar eu să bâșbâi prin odaie încă adormit. N-ai nicio grijă, stăpâne, am să fiu aici. Taci. Bate Maria sa. Da, mărite, doamne, vă trebuiește ceva? Domnule Comerceanu, dacă nu mai e trebuință cu feciorul, îl trimis și la amenințări. Da, desigur, Maria ta. Puști dincolo și vezi ce dorește Maria sa. Iar mâine dimineață știi ce ai de făcut. Știu, stăpâne, la ceasurile 7 fix. Fugi! Mihalache! Nu te-ai trezit încă? Cum? Cine e? Ce faci, Mihalache? De ce nu răspund? Să treci, Maria ta. Dormeam încă, e de vreme, Maria ta. Ce de vreme, omule? E trecut de 7. Ce păcătos ăsta. Gata, Maria ta, gata! Sunt gata numai decât, Maria ta. Cor Mihalache coboară din pat și se repede să-și încalțe ghetele. Ghetele nicăieri. Caută hainele nicăieri. De grabă la ușa de ieșire și cheamă feciorul. Feciorul nicăieri. Dregătorul iese în colțun și în cămaș afară și începe să-l caute prin săriță pe Matei. Un om al poliției care dormea de jurnă pe o laviță sare buimac și caută prin toată casa și caută și în sfârșit peste vreo 10 minute îl aduce pe fecior. Unde mi straie și ciubotele, neghiobule? Dar nu-ți era așa, Coane, că doar nu te turci. Stai o leacă să le șterg. Cum? Nu le ștergi, fringa? Dar și eu nu sunt om, eu să nu mă hodinesc, nu mi ștergeam. Ție din fața mea și vin odată cu ele curate. Da. Haide, Mihalache! Ești gata? Încă nu, Maria ta, dar numai decât sunt gata. În 5 minute... Naiba, face blestematul ăsta de fecioar, de ce zăbovește atâta? Fie rar eu să fie netrebnic. Uite ce bocluc m-a băgat. Haide, bine, omule, odată! Când să te mai aștept? Că doar nu ești cu coane să-ți faci 2 ceasuri frizura. Acum, Maria ta, acum! Să măgarul ăla, de ce nu fi venit? Uite cum te poate bat jocuri o slugă. Ia ca straile, stăpâne. Da. Așa, ia ca și ciubotele am pus aici. Ce e asta? Așa le-ai curățat afurisitele. Văd că-s mai tăvălite ca înainte. Dar cum o să ies în fața lui Vodă cu ele? Păi asta e, cu Coane. Mai mult n-am putut să le curăț. Ce spui? Nu ți-e rușine să te obrăznicești în fața mea, măgarule? Dacă nu vă place, Coane, n-am ce să vă fac. Stai! Stai, mișelule! Unde te duci? Hai deodată, Mihalache! Hai de omule, că m-am plictisit și plec singur! Gata, Maria ta! Aștept măcar ciubotele tălharule! Ha, nu aștept nimica! Că le aștept odată și dacă nu fi pe plac, găsiți-vă altul mai braț! Cum? Ei. Așa vorbești tu cu mine? Te snopesc, obraznicule!
meu! Mișelule! Nu, nu da cu care! Stai cu care, dar de ce mă bați? Tocmai pe mă bați care ești cu reforma? Ce ai zis? Păi m-a dat recoare cu reforma! Da! Ce reformă, păcătosule? Ca adică să nu mai fie bătut slujbașe, nici în armată, nici în civilie. Și dumneata mă bați. Dar cine ți-a spus e de reformă, procletule? Mai lăsa doar. Cum? Da. Domnule Gogălnicianu, eu i-am spus. Iartă-mă, Maria ta. Păi se poate, Mihalache, dragă, ce-i asta? Îți bați feciorul? Atunci cum rămâne cu demnitatea omului, cu lumina civilizației? Mărite, Doamne, să avem iertare, dar m-a scos din pepene. Dar nu înțeleg, zicea că Maria ta însuți i-a spus că... Dă-i pace feciorului, el n-are nicio vină. Hai, băieți, uite, ține colea un bacșiș pentru discreția ta. Să trăiți, Maria ta. Și acum du-te. Hai, du-te și curăță repede straiere domnului Gogălnicianu. Să trăiți, acum dată, Maria ta. Du-te. Nu cumva... Maria Savod a pus la cale toată tărășenia asta. Păi da, bineînțeles. Încă de aseară vroiam să-ți dau o dovadă, Mihalache, dragă. Ții minte ce-ți spuneam ieri? Reforma trece, năravurile rămân. Dacă nu luminăm și mințile oamenilor. Ori pozna cu Matei a fost o dovadă. Cât ești domnia ta de luminat și tu te-ai năpustit asupra lui. Dacă ar fi tăcut o înghițea. Când feciorul ți-a zis însă vreo două vorbe, ai rămas cu palma în aer. Este așa? Este, Maria. Atunci ascultă-mă pe mine, Mihalache, dragă. E bună și legea, dar nu ea în primul rând, ci omul, sau mai bine zis, mintea lui desțelenită ne va face să ne respectăm între noi.